Un nou weekend cu controale ale polițiștilor rutieri pe drumurile din județ pentru depistarea șoferilor care încalcă legea în trafic. Și de această dată mai mulți conducători auto au fost depistați circulând sub influența substanțelor interzise și alcoolului. Un tânăr de 21 de ani din comuna Iancujianu nu doar că a fost prins drogat la volan, dar și cu mai multe pliculețe ce conțineau o substanță interzisă în mașina pe care o conducea. Tânărul a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice și a fost întocmit dosar penal. Substanțele cu proprietăți psihoactive au fost reținute de către polițiști. Polițiștii au procedat la testarea tânărului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Întrucât acesta prezenta o stare de agitație, a fost testat și cu aparatul drug test, ocazie cu care au reieșit indicii cu privire la posibila prezența substanțelor psihoactive în organism. De asemenea, polițiștii au depistat asupra conducătorului auto 16 pliculețe care conțineau o substanță vegetal uscată de culoare verde-oliv. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, iar materialul vegetal uscat ridicat a fost înaintat împreună cu documentația întocmită unității competente cu continuarea cercetărilor. Un alt șofer de 54 de ani a fost depistat de către polițiștii rutieri sub influența alcoolului în comuna Dobroslovenii. În urma controlului de rutină, șoferul a fost găsit mort de beat cu alcoolemie uriașă în sânge. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,06 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la unitate spitalicească pentru prelevarea măsurilor biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Cercetările vor continua în aceste cazuri. Astfel de controle se desfășoară periodic la noi în județ pentru depistarea tuturor șoferilor care pun în pericol siguranța participanților la trafic.